Am avut privilegiu ca sâmbătă 2 martie să găzduiesc 22 de veterani ai sângerosului război transnistrian. S-au împlinit sâmbătă 27 de ani de la izbucnirea acestui război, unde s-au confruntat trupele de voluntari basarabeni cu trupele rusești și cu separatiștii transnistrieni. Foarte mulți tineri din satele dintre Prut și Nistru au căzut în acest război. Anatol Caraman, cel care a condus flăcăii dintre Prut și Nistru în acest război, a venit însoțit de cei care au scăpat, au avut norocul să se întoarcă vii acasă. Printre ei aș numera pe părintele Andrei, pe Sergiu Bolgaru, Sergiu Tătaru, colonelul Guli și mulți alții. A fost un moment înălțător la statuia ecvestră a marelui voievod Ștefan cel Mare. Au ținut să fie ei aici, la Băcăoani. Au venit cu coroane de flori, cu un tricolor imens, au depus gerbe de flori, au ținut o slujbă, părintele Andrei, pentru cei căzuți și am remarcat, am reținut din ceea ce a spus acest preot foarte inteligent, o frază care probabil mă va urmări tot restul vieții. Păsările care trăiesc în colivii cred că a zbura este o boală. Iată, flăcăii basarabeni n-au vrut să trăiască într-o închisoare confortabilă, n-au vrut să trăiască în colivii și au pus mâna pe armă. Sigur că problemele transnistriene nu sunt rezolvate nici acum, cum nu sunt rezolvate nici problemele Basarabiei, deși România a făcut destule pentru acest colț de lume. Singurul partid care are ca obiectiv de țară unirea Basarabiei cu România este Partidul Mișcarea Populară. Am fost ridicat la rangul de cavaler al Ordinului Sabia Dreptății și m-am simțit onorat de această chestiune. În a doua parte a intervenției mele, și așa o voi face în fiecare săptămână, mă adresez Ministrului Sănătății, care nu mai este chiar nou. Doamna ministru, știți că în 2010 au fost închise 65 de spitale în România, unul dintre ele fiind spitalul din orașul Negrești, Vaslui, care, culmea ironiei, cu o lună înainte de inaugurare, s-au cheltuit 4 milioane de euro pentru refacerea lui și da, o lună de zile a fost închis. Faceți ceva încât acel spital să fie deschis. Declarația mea de astăzi se referă în mod firesc, logic poate într-o zi de martie, la condiția femeii în societatea contemporană, rolul social, provocări și evoluții, pornind de la ideea că, în general, politicile de gen, rolurile și importanța femeii sunt teme explorate în această perioadă, asociată și cu elementele de geneză, de celebrare a primăverii, dar și cu elementele de celebrare a feminității în diversele ei ipostaze. Într-o lume condusă aparent de bărbați, femeile au avut totdeauna un rol covârșitor, au fost direct sau indirect implicate în societate și nu doar din perspectivă domestică, din ipostază maternă, familială, ci și din activități științifice, profesionale, culturale de anvergură. Sunt modele care merită să se afle în atenția noastră. Pornind de la prima femeie avocat admisă la Facultatea de Drept din Paris, Armiza Bilcescu, de la prima femeie neurochirurg, Sofia Ionescu Ogrezeanu, de la modelul Reginei Maria, de la modelul omului de știință Marie Curie și alte și alte exemple care arată performanțe feminine, ipostaze, evoluții, forță în care și feminitate, și empatie, și sensibilitate, și inteligență sunt elemente care definesc femeia. Venind în contemporaneitate, Parlamentul
Parlamentul nostru al României are la acest moment o prezență semnificativă feminină cu 91 de mandate ocupate de doamne, ceea ce înseamnă aproape 20%. Partidul Social Democrat are 23,8% doamne, prezențe feminine. PNL este reprezentat în procent de 17% prin femei, iar USR cu 18%, ceea ce înseamnă un drum semnificativ de la acele 24 de femei aflate în 1990 în Parlamentul României. Cu toate acestea, nu putem să nu ne uităm și la fațetele mai întunecate legate de condiția femeii, de problematica acesteia, plecând de la ideea că o femeie din 10 este afectată de violența domestică în fiecare an, după cum una din 4 femei este agresată fizic, verbal sau sexual, cel puțin o dată în viață, 20% din ordinele de protecție sunt încălcate de agresori, iar judecătorii cer măsuri mai ferme în sensul acesta, un procent considerabil de divorțuri este explicabil prin violența fizică, cancerul mamar este pe locul întâi în țara noastră ca patologie frecventă, iar 80% din cazurile semnalate sunt identificate în faza avansată. Ne aflăm doar pe locul 25 din cele 28 în cadrul Uniunii Europene în ceea ce privește egalitatea dintre femei și bărbați, motiv pentru care trebuie să revenim la documentele programate în acest sens la nivel european, angajamentul strategic pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați și atrag atenția asupra celor 5 piloni, respectarea demnității, integrității ființei umane și încetarea violenței de orice fel, promovarea consecventă a egalității de șanse între femei și bărbați, creșterea gradului de participare a femeilor pe piața forței de muncă și independență economică egală, promovarea egalității între femei și bărbați în procesul decizional și în cariera profesională și în acest sens aș aminti și recentele modificări pe care le-am făcut și la legea bugetului legată de alocațiile pentru copii, deci o protecție a familiei, a aspectelor legate de femei, de copii, de protecție a familiei și modificările prin ordonanțe de urgență pentru ca aceste plusuri financiare să poată, fi operaționale. Și aș încheia cu ideea că, se spune în formula lui Jean-Jacques Rousseau, că toate popoarele civilizate au respectat femeia și familia, iar acest lucru înseamnă atitudine, înseamnă educație, politici sănătoase atent implementate, valorificarea experienței ONG-urilor, abordări intersectoriale, dar și schimbări treptate de mentalități și stereotipuri. Via Transilvanica, drumul spre identitatea Transilvaniei. Atunci când oamenii realizează lucruri deosebite, acestea trebuie promovate și susținute, în așa fel încât să audă cât mai mult despre ele și să le poată ajuta. Un proiect deosebit, care cred că merită toată susținerea noastră, este Via Transilvanica. Vorbim despre un drum unic, realizat de mai mulți voluntari. Un traseu pentru drumeții, lung de 950 km, care va începe de la Drobeta Turnul Severin, locul în care a intrat în țară prima oară regele Carol I și va ajunge la Putna, unde se odihnește Ștefan cel Mare. Infrastructura Via Transilvanica va avea acces la apă potabilă, cazare și masă, dar și la informații istorice și culturale ale diferitelor zone geografice. Via Transilvanica va avea mai multe puncte importante ca traseul Cerna, care va parcurge peisaje spectaculoase de la malul Dunării la munții Cernei. Apoi urmează traseul cuprins între Orăștie și Ulpia Traiana Sarmise-Getuza, care va fi numit Terra Daco-Romana, pentru că în acest ținut sunt concentrate repere ale istoriei dacilor și romanilor. Următorul traseu este Valea Mureșului, un loc plin de istorie și de fapte de vitejie. Acesta acoperă zona Blaj-Orăștie, va trece prin Alba Iulia, locul Marii Uniri. Cu o lungime de 125 km, Terac Saxonia este porțiunea de traseu care parcurge zona locuită odinioară de Saș. Terasi Lucorum este cel de-al cincilea traseu al Viei Transilvanica. Cei 88 de kilometri ai traseului traversează teritorii locuite de secuii care au contribuit la tot ceea ce reprezintă Transilvania în prezent. Via Transilvanica va trece și prin regiunea Călimani și va opri în nordul țării, în Bucovina. Aici, pe un traseu de aproximativ 133 de kilometri, turiștii vor putea descoperi zone pitore și monumente unice în lume. În cea mai mare parte a sa, drumul va fi marcat cu borne realizate de studenți din toată țara. Proiectul despre care vă vorbesc aparține asociației Tășuleasa Social. Aceasta are 18 ani de activitate, timp în care a avut o mulțime
mulțime de proiecte. Printre cele mai importante se numără pădurea pedagogică, prin care peste 6.000 de copii au învățat în aer liber, maratonul Via Maria Terezia, școala de mers pe munte, camionul de Crăciun și ziua voluntarilor mici. În plus, asociația a realizat multe campanii de împădurire și a reușit să adune peste 5.000 de oameni care să planteze arbori pentru peste mai multe hectare. Proiectul Via Transilvanica este unul cu adevărat special, un proiect despre identitatea Transilvaniei, prin care turiștii străini, dar și români, vor putea descoperi la pas țara noastră. Via Transilvanica este cu siguranță una dintre cele mai frumoase și mai inedite acțiuni și ale noastre, ale mehedințenilor. Titlul declarației mele politice este: prin contestarea bugetului, Klaus Iohannis se răzbune pe PSD blocând România. Cu mai bine de două săptămâni în urmă, Parlamentul a adoptat bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pe anul 2019. Un buget generos, cu alocări istorice pentru domenii prioritare ca sănătate, învățământ și pentru investiții. Cu toate acestea, România este blocată. Sunt blocate investiții, accesări de fonduri europene, creșterea alocațiilor pentru copii, sunt blocate toate investițiile la nivel local și toate acestea pentru că președintele Iohannis a contestat legea bugetului la Curtea Constituțională. Este primul buget contestat de un președinte la Curtea Constituțională. De ce face președintele asta? Pentru că președintele este în campanie electorală și vrea să obstrucționeze activitatea guvernului pentru a putea spune că PSD nu și-a respectat promisiunile din programul de guvernare. Pentru că președintele știe, sau cel puțin ar trebui să știe, că onorata Curte Constituțională nu se poate pronunța asupra modului în care un guvern își alcătuiește bugetul, doar dacă există elemente de neconstituționalitate în sensul nerespectării textului din Constituție, care spune că nu poți să te angajezi în cheltuieli bugetare fără să arăți sursa. Ori asta nu s-a întâmplat cu bugetul pe anul 2019. Care sunt consecințele acestui gest fără precedent făcut de un președinte la adresa propriei țări? Guvernul a alocat pentru 2019 circa 5 miliarde de euro pentru investiții. Acestea însă nu pot fi demarate pentru că președintele Iohannis a blocat bugetul. Asta înseamnă că în fiecare zi lucrătoare din 2019, care trece fără buget adoptat, valoarea medie a investițiilor întârziate în România este de 20 de milioane de euro. Dar pe președinte nu îl interesează investițiile și economia, ci doar campania sa electorală. Președintele Iohannis a blocat și majorarea alocațiilor pentru copii, prevăzută în legea bugetului pentru anul 2019. Așadar, chiar dacă guvernul a pregătit banii, aceștia nu vor putea fi acordați. Dacă bugetul propus de PSD-ALDE nu este bun, să ne amintim că domnul Iohannis a aprobat bugetul guvernului Cioloș, care prevedea cu 10 miliarde mai puțin la educație, cu 16 miliarde mai puțin la sănătate și cu 10 miliarde mai puțin pentru comunitățile locale. Este o minciună că autoritățile locale ar fi primit mai puțin cu un miliard față de anul trecut. Au primit cu 4,6 miliarde în plus. Este o minciună că educația e subfinanțată. În 2019, educația a primit cel mai mare buget din istorie, 31,2 miliarde lei față de numai 21,6 în guvernul meu. Dacă plângerea sa la Curtea Constituțională va fi respinsă, președintele Iohannis va trebui să-și ceară scuze românilor care așteaptă realizarea noilor investiții în drumuri, școli și spitale, copiilor și părinților care nu au primit alocațiile mărite de la 1 martie și cetățenilor care așteaptă realizarea investițiilor în localitățile și județele lor. Vin astăzi cu o veste bună. În județul Suceava a fost construit primul metru de autostradă. Din păcate, acest prim metru de autostradă a fost făcut împotriva guvernului PSD-ALDE, care nu a reușit să construiască nici măcar un centimetru de autostradă în Moldova. Primul metru de autostradă a fost făcut în 7 ore de un antreprenor, împreună cu o echipă de 17 lucrători în construcții, pentru că a dorit să arate că și în România se pot face autostrăzi dacă există voință. Acest protest arată că sucevenii,
că moldovenii nu mai suportă nicio zi un guvern care să-i desconsidere și care încearcă să-i țină în continuare în sărăcie, în subdezvoltare. Am constatat că președintele Partidului de Guvernământ, Liviu Dragnea, a găsit și cauza lipsei drumurilor moderne. Creșterea economică a fost prea mare și nu a ținut ritmul cu ineficiența guvernului PSD. De fapt, Liviu Dragnea a spus cu gura lui că guvernul pe care îl conduce din umbră este incapabil, iar mediul privat, cel care generează creșterea economică, face performanță cu toate piedicile pe care guvernul le pune. Ceea ce trebuie să vedem cu toții este că exact un antreprenor, cel care generează această creștere economică pe care guvernul PSD nu o poate gestiona, a găsit și fondurile și timpul necesar pentru a construi primul metru de autostradă în Moldova. Situația în care se află regiunea de nord-est, județul Suceava în particular, în ceea ce privește infrastructura de transport, nu este doar jalnică și împotriva dezvoltării, ci poate reprezenta un factor care să afecteze pe o perioadă lungă de timp o mare parte din țară. În județul Suceava, guvernul PSD nu a reușit în 3 ani să finalizeze 13% din lucrările la șoseaua de centură a Sucevei. De 3 ani nu a reușit să finanțeze lucrările de modernizare a DN18, care trebuiau finalizate cu 2 ani în urmă. Nu mai spun că pe toate drumurile naționale situația este gravă și că măsurile de siguranță în circulație sunt minime. Singurele care se dezvoltă sunt aeroporturile, pentru că sunt coordonate de administrațiile județene. Dacă rămâneau în subordinea Ministerului Transporturilor, aeroporturile din această zonă, sigur, ar fi fost și ele la pământ. Guvernarea PSD-ALDE ajunge la finalul exercițiului financiar 2014-2020, fără să atragă niciun euro din proiecte cu fonduri europene pentru autostrăzile din zona Moldovei. Anul viitor, potrivit masterplanului general de transport, ar fi trebuit dat în folosință tronsonul de autostradă Ungheni-Iași-Târgu Mureș și să înceapă lucrările pentru drumul expres Siret-Suceava-Pașcani și finalizat studiul de fezabilitate pentru autostrada Suceava-Satu Mare. Cu toate acestea, ministrul transporturilor anunță că începe drumul expres Piatra Neamț-Bacău pentru că a fost plasat în funcție de liderul PSD Neamț. Într-o țară în care se fac investiții virtuale pentru prietenii politici, iar cele care ar trebui realizate în baza studiilor reale sunt blocate, nu se poate realiza în final niciun proiect, ceea ce îmi întărește convingerea că actualul guvern are un singur scop, menținerea țării în sărăcie și subdezvoltare. Declarația mea politică se intitulează Programul de guvernare, frică și panică. Domnilor de la guvernare, ați adus intenționat România în haos. Știți să guvernați doar prin panică, frică și creare de confuzie. Nu există în 2 ani de mandat cu PSD-ALDE la putere vreun domeniu în care românii să privească viitorul cu optimism și încredere. Ați indus o stare permanentă de scandal și neclaritate în categorii întregi de populație. Aș putea spune că ați făcut tot acest bâlci pentru a deturna atenția de la gravele probleme economice, cele mai noi fiind generate de nebunia provocată de ordonanța de urgență 114, care retrogradează România ca nivel de risc economic și credibilitate pe piețele internaționale. Nu e doar atât. Întreaga dumneavoastră operă politică privește în fapt un soi de terorism politic, la umbra căruia colonizați întreg statul român pentru a exercita puterea discreționar pentru tătucul Dragnea și prietenii săi. AEP, BNR, Curtea de Conturi, ASF, ANAF sau ANR sunt doar câteva instituții care au căzut pradă nebuniei dumneavoastră. Nu vă convin instituțiile independente și le colonizați cu politruci, cu servanți fără coloană vertebrală. Frica și panica pe care le întindeți peste toată România, inamicii și dușmanii imaginari pe care îi inventați, sunt marea umbrelă sau cortină în spatele căreia se derulează acest plan diabolic de a aresta puterea și instituțiile. I-ați transformat pe prietenii României și pe toți aceia care doresc să vină să ajute să investească în România în niște sperietori pentru românii de rând. Vreți să antagonizați România și Europa. Vă miroase bine parfumul de dictatură din Rusia și Turcia. Vă inspirați de acolo tot mai mult. Opriți-vă, România este doar într-o temporară gestiune, nu vă este o feudă așa cum vă place să gândiți. Începeți să credeți în români și în viitorul lor, nu le mai livrați doar frici și o stare de asediu.
Îl ascultam pe un coleg de la PSD mai devreme care spunea că în educație, în sistemul de învățământ românesc, curge lapte și miere. E foarte interesant cum am ajuns, spune dumnealui, să curgă lapte și miere, iar consilierii școlari sunt în stradă și protestează zilele acestea pentru că li s-au tăiat niște drepturi salariare pe care, potrivit legii, aceștia le au. Vreau să fac referire la contextul în care se află școala românească în momentul de față. Avem abandon școlar, avem bullying în școli, avem studenți care renunță în primul an, pleacă din universitate pentru că își dau seama că alegerea pe care aceștia au făcut-o nu li se potrivește. Avem lipsă de forță de muncă, iar companiile caută cu disperare oameni bine pregătiți și care să se regăsească într-o profesie sau alta. Avem droguri, din păcate, în școala românească, iar acesta este un subiect care se păstrează în tăcere ca să nu ne afecteze imaginea. Ce au în comun toate aceste probleme, toate aceste subiecte, au sau ar trebui să aibă în comun prezența consilierilor școlari în școala românească. Din păcate, în momentul de față avem un consilier la 800 de elevi. Sunt cazuri în care aceștia trebuie să se deplaseze de la o școală la alta și cazuri în care nici măcar nu vorbim de 800 de elevi, ci vorbim de 1000, 1200 și așa mai departe. Iată așadar că vorbim de o nevoie reală a școlii românești de consiliere vocațională, de orientare, iar pe de altă parte avem o doamnă ministru care transmite mesaje de genul voi ce faceți în școală. Propunerea UDMR privind reorganizarea ANAF a fost adoptată de către plenul Camerei Deputaților. Acest lucru înseamnă că în momentul în care proiectul de lege va apărea în monitorul oficial, administrațiile județene în 30 de zile vor trebui să primească personalitate juridică. În momentul de față putem avea o constatare a ultimilor 3-4 ani și anume că acest nou sistem nu a funcționat în parametrii pe care și-ar fi dorit atât organizațiile la nivel regional, instituțiile ANAF-ului, cât și cei care au gândit acest proiect, pe de o parte. Pe de altă parte, s-a realizat o birocratizare excesivă în plus, atât în interiorul ANAF, cât și în relația cu contribuabilii. Din acest motiv am depus acest proiect, având în vedere inclusiv faptul că proiectul european câștigat pentru această propunere de reorganizare nu a fost cheltuit în totalitate, iar beneficiile lui nu s-au văzut. Mulțumim pentru sprijinul acordat în plenul Parlamentului și sper ca în termen de 30 de zile toate obstacolele să fie înlăturate și personalitatea juridică pentru județe să devină o realitate.